La serviciu se aruncă în ape pentru a salva vieți, iar în timpul liber se antrenează pentru a duce cu mândrie numele de român. Este vorba despre un pompier mehedințean care a reușit performanța ca la campionatul european de culturism și fitness să devină vicecampion. Astăzi a fost felicitat de conducerea unității. Din comandă de mulțumire și felicitări. Încă o dată vă felicit și sperăm că vom avea și alte rezultate. Așa cum am spus și noastră, poate în loc întâi, dar noi ne mulțumim primul să participăm. Noi, pompierii, suntem primul în faptul că participăm la activități și la toate activități, pentru noi este mare. Pompierul mehedințean Albert Mufturel a reprezentat cu succes România la campionatul european de culturism și fitness care a avut loc luna trecută în Spania și la care au participat peste 800 de sportivi. Salvatorul de vieți a reușit să obțină medalia de argint la categoria Masterman Classic Bodybuilding 44 ani, devenind astfel vicecampion european. A zis prezent la toate intervențiile și a însușit de-a lungul carierei până acum multe competențe, plecat și a intrat în rândurile noastre ca pompier la stingere, după aceea s-a dezvoltat la partea de descarcere, pe linie de descarcerare și nu în ultimul rând, unde se desfășoară și acum activitatea, cea de scafandru profesionist. Rezultatul obținut încununează munca depusă de Albert, care a demonstrat încă o dată că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. În spatele succesului său sunt multe ore de pregătire, asiduă, o disciplină riguroasă, echilibru și o voință de fier. Atât la locul de muncă cât și în sport, Albert a demonstrat că atunci când pui suflet în ceea ce faci, rezultatele nu se lasă așteptate. În primul rând, comandă de la detașament care mi-a înțeles, pentru că este foarte groaznic în ultima perioadă, de 2 săptămâni trebuie să te alimentezi strict. Mulțumesc domnul Corin Dragomir pentru simplu fapt că a înțeles situația în care a trebuit să nu particip la unele misiuni ale echipei mele de scafandri. Mulțumesc și echipei de scafandri. Pompierul face parte din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin, fiind șeful echipajului de scafandri salvatori, după ce timp de 10 ani a fost comandantul echipajului de descarcerare. Albert are 41 de ani și este tată la 2 fetițe, una de 17 și alta de 5 ani. Pregătirea a fost undeva la 8 luni de zile. Țin să menționez că anul trecut n-am putut să particip la campionatul mondial. Am ieșit înainte cu o zi de plecat tot în Santa Susana, am ieșit pozitiv la testul COVID. Mi s-a dus toată munca de un an de zile pe râpă. Anul acesta rezultatul a fost foarte bun pentru că au venit foarte mulți sportivi pregătiți din cauza pandemiei, au știut să facă decât treaba aceasta. Competiția a fost foarte strânsă, sport practic de la 14 ani, cu de participat, particip de 3 ani, la îndrumarea unui prieten foarte bun, a zis că tot mă pregătesc să merg să-și particip. Rezultatele au fost pe măsură, vicecampion național, campion național, alte concursuri, locul 1, și cel de europene, vicecampion european. Următoarea competiție la care va fi prezent sportivul este campionatul balcanic, ce se va desfășura în municipiul Drobeta Turnu Severin în perioada 11-13 iunie 2021, însă ținta sa o reprezintă campionatul mondial ce va avea loc în luna noiembrie.